Un fenomen. Astfel este socotită Narghita de critici muzicali străini care au auzit-o cântând și au văzut-o dansând. Înainte de a o prezenta pe tânăra cântăreață, cu atâtea succese în țară și peste hotare, să încercăm a lămuri ce este în artă un fenomen. Adjectivul acesta măgulitor și destul de rar se leagă de obicei de aparițiile neașteptate, care surprind prin căldura comunicării și prin tehnica ireproșabilă a interpretării. Li se cuvine artiștilor înzestrați cu daruri naturale de expresie, care au înțeles să se pregătească intens și să-și dezvolte toate posibilitățile înainte de a apare în public. Este și cazul Narghitei, nume exotic, evocând livezile Benaresului și susurul muzical al Gangelui. Numele acesta, cu rezonanțe hinduse, este purtat de o cântăreață și dansatoare româncă, pe care filmul Vagabondul, văzut de ea pe când era copilă, a impresionat-o în așa măsură încât și-a propus să devină cântăreață de muzică indiană. De muzică ușoară, firește, cântată în stilul propriu Indiei depărtate și, se înțelege, pentru o cât mai mare autenticitate, în limba hindi. Narghita, pe care o cheamă Maria Ionescu, una din măriuțele noastre înzestrate de la natură cu darul cântecului și al mișcării grațioase, a simțit, cum singură mărturisea nu de mult unui reporter, o dragoste fulgerătoare pentru melodiile lui Raj Kapoor. Dar să cânți, să cânți bine și să cânți pentru alții, nu e un lucru chiar atât de ușor. A fost un drum lung, cel străbătut de Narghita, de la scena teatrului Constantin Tănase, unde ea a debutat ca balerină, până la întâlnirea cu India, unde Maria Ionescu, adică artista internațională Narghita, a cucerit-o pe doamna Indira Gandhi, pe Zakar Hussain, fostul președinte al Indiei, pe compozitorii Shankar și Raj Kapoor, după cum i-a cucerit, în turneele întreprinse de ea în Egipt, Franța, Italia, Republica Federală a Germaniei, Iugoslavia și Bulgaria, pe critici și ascultători deopotrivă. O voce de aur, un adevărat fenomen muzical, unica europeană care interpretează desăvârșit muzică ușoară indiană, un fantastic talent în interpretarea melodiilor indiene. Iată numai câteva din afirmațiile elogioase ale ziarelor străine despre Narghita, cântăreața româncă de muzică ușoară indiană. Narghita are o gingășie și o sensibilitate care sunt calități rare în arta interpretării muzicii ușoare. Dacă în clipele când cântă melodiile ce-i sunt dragi ar fi trezită la realitate din vraja ce o cuprinde în plasa muzicii și ar fi întrebată: ce ești tu? Muzica, pe care o slujește cu grație și dăruire, ar răspunde în locul cântăreței: ea nu e decât glas, un glas care farmecă. Narghita se prezintă celor ce nu au cunoscut-o încă, după ce zeci de mii de spectatori au aplaudat-o în multe țări de pe glob ca pe o inspirată tălmăcitoare a muzicii ușoare indiene și ca pe un mic simbol al artistului care nu are limită.